Bună dimineața! Frig afară, uite ce face ora. Izora, poate cade. Sigur cade. Opa, a scăpat. V-am zis, este destul de răcoare afară. Aseară a fost furtună, niște rafale mi-a spart pe aici pahare, mi-a tors scaunele. Na, a fost furtuna. Prin Constanța a căzut pomi. Am scăpat bine cu câteva pahare. S-a spart ghinionul, cum se zice, nu? Uitați, filtrul s-a și înfundat puțin. Trebuie acum să se curăț apa. S-a tulburat de la ploaie, a și plouat. Asta cade, sigur, până la urmă. Ce vrea să scoată de acolo? E. Na, fac numai prostii. Hai că... Acum îl vedem în apă. Trebuie să-l șterg după aceea să-l bat la căldură. Opa! Nu se lasă. Măi, eu vreau să fac rețeta, nu să te filmez pe tine. Ia. Trebuie să-l gonez de acolo. A înțeles, se bea deștept. Astăzi o să fac din seria rețetelor ieftine, foarte gustoase, rapide, până la piață, aici, în casă. Am luat un pui pe care l-am găsit la ofertă, un pui de ăsta grăsulean. Am dat pe 27 de lei. Mare, mare puiul. Mai am câțiva cartofi, 3 ardei grași de ăștia din Republica Moldova, un gogoșar care nu-i întreg, dar e păcat să-l arunc, un ardei iute, usturoi, două cepe. O să fac un ostropel de pui. Nu știu dacă o să fie 6-7 lei porția. Cam așa. O să curăț legumele, tranșăm puiul, nu știu dacă să-l pun pe tot, parcă aș păstra ceva din el. Vedem. O să iasă prea multă și eu trebuie să mănânc în fiecare zi ceea ce gătesc, așa cred că o să fac mai puțin din pui. Pregătesc legumele, tăiem pui și ne apucăm de treabă. Oh, mi-am înghețat mâinile. Am curățat și am spălat legumele. Cartofii o să-i folosesc pentru un piure. O să fac azi cel mai simplu piure. La ostropel exact asta merge. Doar cartofi, unt și lapte. Puiul l-am tranșat. Am folosit copanele, aripioarele și jumate din piept. Restul o să meargă la ceva științele, la un stoc de pui. Sigur o să gătesc zilele astea cu ce a rămas. Mai am și de la paprikaș. Mai am ceva din pui, poate facem o supă, o ciorbă, vedem. Uitați cât de bine arată. Pisoii sunt încântați, au primit și ei. Au mâncare, au conserve, au bobițe, dar știți, asta e cel mai bun. Păi o să mă apuc de treabă, o să pun puiul la prăjit. Aici avem un curajos care vrea să sară în apă. Și al doilea curajos. Pleacă, măi. O licioară pe foc, bate vântul. Ulei. Puneți ulei de care aveți. Eu pun de măsline pentru că am luat mult din Grecia și îmi și place. Uite așa, să ungem fondul la oicică. Și prima dată punem puiul la prăjit. Partea cu pielea în jos. Sper să aibă loc. Da, sigur. Vai, ce bunătate o să iasă. Uite așa. Uleiul de măsline se încinge mult mai repede decât uleiul de foaia soarele. La fel și untul.
ceva sare acum. Piper. Și v-am zis, o să fac o rețetă simplă. Astea sunt singurele condimente. Până se prăjește puiul, eu să-mi tai și ceapa. Asta nu trebuie. Asta nu trebuie. Mi-am învățat mâinile, vă spun așa de fric. Și sorgișor. Așa, ceapa. Eu o să le întoarce mai multe, să le prăjesc bine. Usturoiul întâi zdrobit și l-a tocat. Perfect. Ardeiul gras. La ostropel de obicei nu se pune ardei gras, dar mie îmi place. Ardeiul gras, uite așa îl tai, de mare. Gogoșarul la fel. Așa o să tai tot. Bate vântul, frunza îndungă, cântăreții mi-a lungă. Puiul este prăjit, opresc focul acum și scot în tavă. Lasă când aștept. Hai, domnule, peste pui ăsta, dacă pui acum puțin mușdei, o brătă. Se poate mânca și așa. Face bine, îl mănânci. Uite așa. Am scos puiul. Hai, dăm drumul la loc. Vedeți, dacă nu e tava, cum face... Și punem legumele. Toate odată. Ceapa, ardeiul și usturoiul. Imediat o să pun și ceva ardei iute. Ăla este opțional. Mie îmi place iute, spre foarte iute. Puteți să nu puneți. Sare. Și le lăsăm să se cărească puțin. Să mă lase vântul. Una de iute.
Pan sau stropelul de obicei se face doar cu ceapă și usturoi. Dar mie îmi place să văd și ceva ardei în farfurie. Asta o să fie cel mai prețios. Așa. Și la fel ardei iute, dacă nu vă place, nu puneți. Nu puneți nici piper, puteți faceți doar cu sare. Vântul s-a mutat din partea de est spre vest. M-am mutat și eu, că altfel nu se mai prăjește nimic. Așa. Acum stingem tot cu ceva vin. Un vin de casă. Așa, un pahar. Nu mult. Așteptăm să se reducă puțin vinul. Ce culoare frumoasă! Vântule, lasă-mă! Vinul s-a redus. Până acum ceva roșii cubulețe. Eu am la conservă. Așa. Las să se dea din nou în fiert și punem pe el. Punem și puiul băl de băc aici. Mai mari carele. Uite așa. O să dau focul la mic. Pun un capac. Și următoarele 20 de minute uităm de pui. Mă duc să pun și cartofii la fiert, doar cartofi, apă și sare. Facem un piure simplu. Stropelul de pui este gata. Am ridicat acum capacul și miroase extraordinar. Imediat este gata și piureul. V-am spus, o să fac un piure simplu, doar din cartofi, smântână, nu smântână, unt, lapte și sare. Atât. Piureul este gata, un piure simplu. Lângă piure să punem ceva ostropel. Cred că este suficient pentru o porție, dar să nu uităm legumele. Așa. Mama mia! Puțin pătrunjel. Pentru decor și pentru gust. La un stropel. Și pentru că noi aici suntem dobrogeni, fără o bucată de brânză de oaie nu merge. Așa ne place nouă. Merge cu ceva murături, dar eu mai am ceva ardei copți. Îi punem și pe ăștia aici.
de copți. Așa arată ostropelul meu. Ce, viespe? Că muște nu mai sunt. Viespe asta. Vai de mine cât de bine arată. Mâncare simplă și dacă facem un calcul, nu știu, 6-7 lei este porția. Hai să și gustăm.